Bun venit tuturor! Mă bucur ne spus că ați ales să petreceți timpul acesta cu noi. Aici la Asimetric uneori abordăm subiecte mai de inimă, alteori mai pragmatice și uneori mai dificile. Astăzi de data aceasta ne stă, ne stă înainte un subiect delicat și dificil însă mărturisesc că mă simt în siguranță să parcurg această conversație cu invitatele mele de astăzi, Mădălina Mocan și Cotruța Fernea. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine -am găsit. Pentru invitație. Mulțumesc tare mult că sunteți aici și sunteți dispuse să pornim o discuție necesară. Nu o vom mai puiza aici. Sper că veți, vă veți întoarce și într altă dată ca să o continuăm. Um, n-am zis încă care este subiectul. Vă țin, țin în suspans. Um, a zice, ca și o mică introducere, și dacă greșesc, vă rog frumos să mă trageți de mânecă, să mă corectați. A zice că mi se pare foarte interesant cum, într-o era a informației sau a supra-informației, supra subiectul nostru de astăzi, care este traficul de persoane... Um, Rămâne în continuare un fel de subiect tabu pentru anumite comunități, sau chiar mai problematic este faptul că este un subiect care nu reprezintă interes. Am greșit până aici? Nu știu, Tare. Dacă, da, nu, nu știu dacă <laughs> nu reprezintă interes. Aș spune și uh, Codruța cu siguranță, poate să, să spună mai multe. Uh, cred că. Interesele cu care este abordat câteodată pot fi greu de înțeles pentru fiecare, pentru fiecare dintre noi. E important să încercăm să înțelegem traficul de ființe umane uh, ca, un, uh, ca orice alt fenomen din societatea noastră, cu legăturile contextuale pe care le facem, să ne dăm seama că, de fapt, uh, adesea acțiunile noastre sau lipsa acțiunilor noastre Pot avea, pot avea urmări mult mai departe decât ne-am imagina. Și atunci în acest context aș încerca mai degrabă să să, să înțeleg interesul, câteodată interesul exagerat. Da? Mm. Există, momente există și de extremele criză, evident. Da. Există momente de criză în societate în care suntem bombardați cu informații cu statistici. După aceea, adesea, e, e din nou tăcere. Dar, așa cum ai spus, evident că, din păcate, în România este uh, fenomenul traficului de persoane este unul care uh, ar trebui să fie mult, mult mai prezent, atât în discursul public, cât exact. și în conversațiile dintre noi. Exact. Și, uh... Până să vă spun experiența mea, poate una dintre voi ne ajută un pic să definim ce înseamnă traficul de persoane, pentru că cred că, într-o înțelegere generală, de obicei ne gândim la femei traficate pentru prostituție și cam acolo se încheie, dar e un fenomen care cuprinde mai multe paliere și dacă ne ajutați un pic o definire de termen, cred că ar fi excelent pentru discuția asta. Exact. Putem să definim traficul de persoane ca și sclavia modernă, în care unii oameni profită de pe, de pe urma altora exploatându-i. În țara noastră și o credință generală pe care o avem este că traficul de persoane nu se întâmplă aici la noi. Se întâmplă undeva departe, în alte țări. Nu îl recunoaștem ca și un fenomen care se întâmplă sub ochii noștri, care ne privește în mod direct și care devenim sensibili la, la expresia trafic de persoane sau la fenomen, doar în momentul în care se întâmplă ceva și vedem titluri de știri senzaționale, însă... În Exemplul viața caracal. De... Exemplu caracal. Însă în viața de zi cu zi avem impresia că e un subiect care nu ne atinge viața noastră personală, că nu are nimic de a face cu noi și prin urmare stăm liniștiți. În schimb, dacă ne uităm la tot ceea ce presupune fenomenul traficului de persoane, cât este de complex, cât de, cât de multe persoane sunt implicate, cifrele la nivel global... Uh, începem să ne dăm seama că, deși sclavia a fost abolită, astăzi, mai mult ca niciodată în istorie, sunt mai mulți sclavi uh, decât au fost. Uh, există o estimare la nivel global uh, dată de uh, Global Slavery Index din 2018, care spune că aproximativ în anul 2017 au fost. Uh, cifra este undeva de 40 de milioane de persoane care trăiesc în sclavie la nivel global. Este o cifră care efectiv te îngheață când te gândești că acolo e vorba despre viața și libertatea unor persoane umane. E o cifră pe care nici măcar nu o putem cuprinde, efectiv. Exact. Noi când, eu când vorbesc despre cifra asta sau când vorbim despre cifrele astea, în tot timpul folosim un grafic în care punem trei sau patru țări și explicăm Cifra asta înseamnă toată populația, trei sau patru țări împreună, ca persoana care o aude, să poată să-și imagineze magnitudinea fenomenului. Poți să aduci numerele astea un pic mai aproape de casă? Da, pot să le aduc un pic mai aproape de casă în România, conform Agenției Naționale împotriva traficului de persoane. Dacă ne uităm la statistica din 2019, cea pentru 2020 este în lucru. Statistica ne spune că în România au fost identificate aproximativ 700 de persoane care au fost exploatate în anul 2019. Tot conform statisticilor globale, cifra asta înseamnă 1, maxim 2% dintr un număr oarecum real al persoanelor care sunt exploatate. Dar cifrele, nu cred că uh, cifrele... Nu exprimă realitatea. Nu exprimă realitatea. Sunt foarte multe Aici cifra, cifra care am dat-o sunt cazuri care au fost identificate, în care se știe tipul de exploatare, se știe uh, cine a fost victima, cine a fost traficantul, se știu toate aspectele, forma prin care au fost exploatate, dar uh, sunt așa de multe cazuri și sunt așa de multe situații în care persoanele care sunt exploatate nu-și dau seama că sunt exploatate, nu-și dau seama că sunt victime și sunt foarte multe cazuri care nu ajung niciodată să fie, uh, să fie identificate. Și revenind uh, un pic și la partea de context, traficul de persoane nu înseamnă doar exploatare sexuală. Mm -hmm. uh, cum spuneam, e un fenomen complex care înseamnă. Uh, are partea importantă de exploatare sexuală și aici vorbim despre prostituție, vorbim despre anumite afaceri cum ar fi serviciile de escortă sau videoceturile sau obligarea la uh, filmare de materiale cu caracter pornografic, vorbim după aceea de exploatare prin muncă, uh, tot ce înseamnă uh, domenii precum construcții, uh, manufacturi, croitorie, sunt domenii în care uh, riscul unor persoane vulnerabile să fie exploatate este foarte mare, inclusiv în agricultură, toți angajații sezonieri. Sunt categorii unde întâlnim, unde traficul de persoane prin exploatare, prin muncă este foarte întâlnit. Tot aici putem să încadrăm partea de servitute domestică, persoanele care lucrează în reședințe private, ca și bone, ca și îngrijitori de bătrâni sau alte forme de, sau personal de curățenie care sunt foarte greu de identificat pentru că autoritățile ajung foarte greu în astfel de reședințe private și persoana care a exploatată ajunge să lucreze 24 de ore din 24, doarme acolo, mănâncă acolo, nu are libertate. Sunt foarte multe aspecte legate de partea asta de servită domestică. Și după aceea mai avem, bineînțeles, alte forme de exploatare. Aici putem să vorbim despre ceșătorie forțată, Putem să vorbim despre obligare la comitere de infracțiuni sau trafic de organe, de organe mm. căsătorii, forțate. căsătorii forțate. Exploatarea minorilor apare multe din categoriile astea, fie pentru exploatare sexuală, fie exploatare prin ceștătorie, deci sunt foarte, mm. foarte, foarte multe. Dar eu aș vrea să fac, apropo de titlul emisiunii, un exercițiu de, de asimetrie și să mm. completez puțin Uh, trebuie să înțelegem că de pe urma traficului de ființe umane se obțin câștiguri uriașe. Oh, da. Cineva profită, cineva câștigă. Da, sunt câștiguri uriașe, asta este una. Deci cine exploatează oameni? Pentru că de fapt definiția uh, urmează și uh, este dependentă de abuzul de putere și de exploatare și evident trebuie mm -hmm. să ne gândim cine exploatează și dacă este să mai continuăm exercițiul de onestitate Cine beneficiază de pe urma faptului că oamenii sunt exploatați? Și asta nu întotdeauna ne duce la traficul de, de persoane, însă are legătură cu ce spuneam mai devreme, cu contextul social, economic în care noi existăm. Da? Cine? Trebuie să ne gândim dacă cine face un tricou cu 2 euro în Bangladesh este exploatat sau nu. Mm -hmm. Pentru că noi suntem destul de încântați când vedem un tricou cu 2 euro la reduceri la una dintre molurile din oraș. Uneori și mai puțin de -a 2 euro. Cred că, cred că asta este o întrebare foarte bună, cum putem ști și cum putem identifica cum putem verifica, dar vreau să păstrăm bucățica asta de discuție pentru un pic mai încolo. Mi-am dat un lucru pe care tu l-ai zis, Codruța, și l-am încercuit. Ai folosit, l-am dat expresia asta, că nu se întâmplă aici la noi. Și vreau să vă povestesc un pic despre prima mea interacțiune pe subiectul ăsta, care mi s-a părut că a venit foarte târziu. Eram în anul 2 de facultate, când am avut prima conversație în care mi s-a explicat. Ce înseamnă povestea asta practică? Întâlnisem, eram la eram anul 2 de facultate, cum am spus, întâlnisem un cuplu de misionari. Uh, e american, că el italian, stabiliți la Bolonia, lucrau acolo, erau implicați într-o biserică evanghelică și ea, după ceva vreme, a început o lucrare, un proiect cu femeile din stradă. Mă rog, noi ne întâlnisem pentru că veniseră, erau foști studenți um, ai aceleiași facultăți la care studiam eu la momentul acela, ne-am intersectat și mi-a povestit efectiv ce se întâmplă acolo în jurul lor și uh, evident că eram așa foarte copleșită de toate informațiile, dar mă gândeam în mintea mea cum se poate ca de-abia acum. Să interacționez prima dată. Mi se părea târziu, apropo de ce ziceam la început, că există și o lipsă de, de interes față de. Și de, și de educație, exact. În special de educație. Care merg mână în mână, pentru că dacă ar exista un interes, ar exista și educația, cel mai probabil. Și țin minte că la finalul conversației noastre am pus două întrebări, așa, de curiozitate, și am întrebat -o, de unde vin femeile astea cu care tu interacționezi? Și mi-a dat două țări, a zis, în principal vin din două țări, cred că una a fost Nepal, nu sunt sigură, dar sunt sigură de-a doua, că era România. Nigeria, în Italia. În Nigeria. Nigeria, Nigeria așa. și România Bun. pentru Italia. Și pe urmă am pus o întrebare. Uh, Încă o întrebare în plus și am întrebat ok, știi să-mi spui în zona în care tu activezi, de unde vin. Uh, cele mai multe românce, din ce zone din România? Și mi-a dat două orașe. A zis, în principal, vin din Giurgiu și vin din Oradea. Când a zis Oradea, și acum am exact același sentiment, uh, mă blochez. Atunci, țin minte că, efectiv, m-am gătuit. Era sentimentul că nu, nu, mai pot respira și am zis, cum se poate ca într-un oraș care și la vremea era emergent, vestic, uh, destul de uh, plin de populație creștină, ca să spun așa. Uh, în orice caz, un oraș, un oraș în dezvoltare, cum se poate ca cele mai multe femei, aici, sub nasul nostru, în partea asta de lume, să fie femei exploatate pentru, traficate, mă rog, pentru prostituție. Uh, și atunci mi-am dat seama cât de departe suntem noi de subiectul ăsta și apropo de dgti tu. Nu se întâmplă aici, dar se întâmplă Exact sub nasul nostru um, și mergând cumva pe direcția asta eu aș fi curios să știu cum ați, care a fost prima voastră interacțiune cu zona asta și aș merge un pas mai departe ce anume faceți voi pentru că amândouă sunteți implicați într-o măsură sau alta um, în, în domeniul ăsta. Așa este, eu am aflat foarte târziu despre traficul de persoane. Eram, cred că anul 2004, undeva anul 4 de, 4 de facultate. Atunci am auzit pentru prima dată, bine, auzisem despre traficul de persoane, dar aveam impresia că nu se întâmplă sub ochii noștri, însă atunci am avut o experiență oarecum personală sau am înțeles o experiență care o trăisem cu câțiva ani înainte și mi-am dat seama asta s-ar fi putut întâmpla în situația respectivă. Uh. În 2004 am cunoscut Asociația Liberare. Ei erau într-un turneu în România în care vorbeau despre traficul de persoane și contextul a făcut să găzduiesc cu grupul de tineri din biserică de care mă ocupam să găzduim o astfel de întâlnire despre tema traficului de persoane. Și atunci am înțeles că ceea ce experimentasem cu câțiva ani înainte, undeva prin 2010-2011, Uh, S-ar fi putut să fie un caz uh, clasic de trafic de persoane și anume uh, aveam în grup o fată, nu știu, clasa 9 10 -a, uh, uh. foarte deșteaptă, foarte săritoare, foarte uh, voluntariat tot timpul, doar că la un moment dat se îndrăgoste de cineva pe internet și a dispărut. Și dispărut a rămas. Uh, atunci ne-am întrebat uh, ce s-a întâmplat, așa, dar nu ne-am, neștiind... Uh, am, am, am lăsat lucrurile oarecum așa în suspans, dar oarecum tema asta revenea. Ce aș fi putut să fac mai mult? Adică mă întâlneam copii la aia în fiecare săptămână și nu am văzut că ceva se întâmplă. Și oarecum asta a fost uh, contactul cu traficul de persoane, cu fenomenul traficului să înțeleg că se întâmplă sub ochii noștri și că e de, dat și de datoria mea să-l recunosc și acolo unde sunt să încerc să fac puținul pe care pot să-l fac. Da. Și acum lucrezi cu această organizație. Exact. Acum lucrez pentru prevenirea uh -huh. traficului de persoane, lucrez cu o liberare încă din 2015 și încercăm uh, prin proiectele care le facem, în special educative, training-uri, uh, formarea profesioniștilor, să aducem în discuție fenomenul traficului mm. de persoane, să vorbim despre el, să învățăm pe oameni cum să recunoască semnele exploatării, să vadă ceea ce se întâmplă sub, sub ochii noștri, să vadă magnitudinea fenomenului din România mm. și, în același timp, să înțeleagă că fiecare poate să facă ceva și nu. Nu este doar de datoria autorităților sau de datoria ONG-urilor sau altora să facă ceva, ci în acest fenomen în care suntem cu toții oarecum implicați, trebuie să facem fiecare dintre, dintre noi ceva. Și revenind, făcând o legătură cu ceea ce ziceai de Italia, în 2015 eram și eu la un eveniment în Italia, la Roma și tot așa. E un eveniment în care se vorbea despre traficul de persoane. Încă aveam atunci ideea asta că traficul de persoane nu se întâmplă în România, eu crescând în biserică, ocupându-mă tot timpul de grupuri din biserică, eram așa într-o bulă destul de sigură și nu vedeam dincolo de ceea ce se întâmplă, de, de cercul meu, de și acolo am întâlnit o persoană care lucra cu româncele care erau, la, la, care erau implicate în prostituție și erau pe străzile Romei și a zis, voi în România de ce nu faceți nimic? Nu se poate ca atâtea fete să fie pe străzile noastre. Trebuie să faceți ceva în România și a fost destul de puternic acel, să Nu știu dacă mm. se vede pe cameră cât de roșii s-au făcut <laughs> ochii tăi, dar da, trebuie să facem ceva și mi-a plăcut foarte mult că și vom ajunge acolo, că ai accentuat ideea asta că fiecare trebuie să facem ceva. Nu e doar um, responsabilitatea autoți, au, autorităților și cred că aici um, ne vom îndrepta și înspre bucățica asta de conversație, care sunt, de fapt, mentalitățile noastre eronate, dar vreau să știu și povestea ta, Mădălina. Cum ai ajuns tu să ai interes față de de zona asta? Da, eu veneam dintr-o zonă a apărării drepturilor omului, și uh, organizația pentru care lucram atunci, în 2007, Fundația Rațiu pentru Democrație, începuse deja să desfășoare campanii de prevenire. Și, cu toate că știam teoria și citisem despre, exact cum spunea și Codruța, când îți dai seama că uh, partea de recrutare da, se întâmplă la o stradă distanță, este, este un moment în care simți și furie, și neputință, dar și nevoia de a, mm -hmm. de a schimba lucrurile. Uh, și după aceea am început să fiu tot mai implicată în, în, în diferite inițiative de atragere de fonduri, de cercetare de asistența supraviețuitorilor, de advocacy și în tot felul de, de, contexte, inițial naționale, după aceea internaționale. Acum lucrez mai mult în, pe partea de cercetare a fenomenului de trafic de persoane la Centrul pentru Studiul Democrației, care este think tank-ul asociat Facultății de Științe Politice din, din cadrul UBB dar, de asemenea, colaborez în continuare cu multe organizații din, din România și din partea asta de Europa, printre care și Eliberare, sunt foarte onorată că sunt partea bordului organizației Eliberare. Mai mult, așa cum spuneam, mai mult pe partea de înțelegere a fenomenului și de, de propunere de, de, de soluții. Dar, exact exact așa cum spuneam și Codruța, Uh, cred că pentru mulți dintre noi care am fost implicați și uh, aș întrăsni să spun că este așa un fel de, de responsabilitate sau responsabilizare care odată începută nu se mai oprește întâlnirea cu primii supraviețuitori uh, este destul de marcantă și lasă, lasă, cred în fiecare dintre noi, niște urme destul de adânci. Um, îmi amintesc că atunci când, după ce am avut interacțiunea aceasta cu oamenii ăștia care mi-au și devenit prieteni ulterior. Am făcut două lucruri, că era exact ce ai spus tu, sentimentul ăla de furie și și neputință, Adică e un domeniu în care nu poți pur și simplu să te duci să te oferi voluntar, hai să mergem să salvăm lumea de pe stradă. Nu e chiar atât de simplu. Pe de altă parte, e și furia aia pe care am experimentat-o în mai multe zone. Spre exemplu, un lucru pe care l-am făcut ca reacție imediată este că Chiar atunci s-au legat lucrurile cu o altă prietenă și am zis, păi ce putem noi să facem la nivelul nostru? Am cumpărat licența de ecranizare pentru documentarul Nefarious, care la momentul ăla era cel mai uh, propagat, și am zis, ok, noi putem să mergem în diaspora românească de care aparțineam atunci, în zona evanghelică, unde era area noastră de desfășurare, și hai să mergem să prezentăm ce am învățat și noi, să mergem să le arătăm și altora. Am găsit comunități care ne-au întâmpinat cu brațele deschise, dar am găsit și comunități care efectiv ne-au respins. Și am zis, băi, nu se poate." Adică nici măcar nu vrei să auzi. Și e tocmai ideea asta că atunci când auzi, devii responsabil. Și aproape că vreau să spun că cine privește emisiunea asta devine responsabil după, după conversația asta. Pe de altă parte, un lucru apropo de chestiuni marcante, un lucru practic pe care am putut atunci să-l facem și a avut pentru noi un impact emoțional foarte mare este că prietena asta a zis, măi, ce-ar fi să scrieți voi niște scrisori în limba română, în limba maternă și eu în pachetele pe care le duc femeilor o să le ascund de acolo. Și simpla idee că a, a, pot să oferi acel mic, acel ceva, ca poate să încurajezi un pic inima unei femei traficate, mare lucru. Vreau să ne îndreptăm înapoi înspre problema noastră și <coughs> poate să ne ajutați să înțelegem un pic care sunt acele mentalități eronate pe care le acceptăm sau pe care le aprobăm, le adoptăm, cum vreți voi să fără să ne dăm seama. Pentru că, încă o dată, când ne gândim la problema asta, ne gândim statul e de vină. Dar cred că problema de fond este mult mai aproape de noi. Și nu știu, care sunt câteva lucruri importante pe care, sau cu care ar trebui să plecăm din emisiunea asta, la care să fim atente? Alegi tu pe primul <laughs> <sau>. Da. <laughs> o să pornesc de la faptul că în limbajul pe care îl folosim și modul în care ne raportăm la fete, la copii, de multe ori acceptăm, normalizăm ceea ce se întâmplă. Uh, expresia s-a dus la produs, uh, este o expresie care nici măcar nu ne mai emoționează, nu ne, nu ne mai strănește milă, compasiune, adică Eu, știm ce se întâmplă, da. dar nu este așa de normalizată încât dacă, nu, mai, uh, nu mai reacționăm efectiv. Dacă îmi permit să spun... E o reală. Exact, asta e cuvântul. Exact. Și normalizăm lucrul ăsta, ca și cum ceva, e ceva absolut normal și firesc ca cineva uh, să facă lucrul ăsta. Nu știu dacă e cel mai bun exemplu, dacă am pornit cu cel mai bun exemplu, dar în mentalul nostru colectiv suntem uh, foarte ok cu lucrul ăsta sau suntem foarte ok uh, ca uh, copiii care locuiesc în Zonele rurale să fie să muncească mai mult decât ar trebui să muncească pentru vârsta lor, și de foarte multe ori să fie privați de dreptul lor la educație, și să fie uh, exploatați în propriile gospodării, făcând o muncă care nu este pentru ei. Hmm. Și legat de, legat de omniprezența uh, folosirii, folosinței. Uh, Expresie este destul de tulburătoare. A doua este că sigur știa, da? Deci, asta este un al doilea mit din jurul traficului de, de persoane. Sigur, persoana respectivă știa, știa la ce se duce, sigur știa cum face pe naiva. Și asta este, destul, din nou, destul de greu de, de acceptat, în condițiile în care știința, neștiința, consimțământul, lipsa acestuia. Deci oricare dintre alternativele și combinațiile astea a justifica în vreo formă violența și exploatarea. Ne? Și asta este din nou, uh, hai să admitem prin absurd, că cineva știa că urmează să fie exploatat prin muncă, sexual, în oricare dintre forme, ne? fie că este el într-un șantier de construcții din Marea Britanie, într-o... Într-o uh, spălătorie de mașini în Germania, într-un abator din Germania, fie că este într-un uh, bordel sau într-o altă formă de exploatare sexuală, așa. Și dacă ar fi știut, în ce fel poate să fie justificată violența și umilința? Faptul că cineva știe sau nu știe, ar trebui complet exclus din, uh, exclus din discuție, la fel cum, de fapt, se întâmplă. În, din perspectivă legală. Da? Problema consimțământului în ceea ce privește traficul de persoane, da? consimțământul persoanei, inclusiv în, în procedurile legale, este, este pus sub semnul întrebării. Ce vreau să spun aici este că faptul că a existat un acord da? nu implică că persoana respectivă, unul, știa ce se întâmplă, ori dacă știa ce se întâmplă, repet, este Devine cumva acceptabilă exploatarea. Atâta timp cât ești pus sub presiune, cât ești forțat. Și aici nu trebuie neapărat să ne gândim mereu că cineva stă cu pistolul la tâmplă. Adesea, forțarea, adesea abuzul de putere, de exemplu, are exact această filieră. Faptul că cineva profită de situația de vulnerabilitate a unei alte persoane umane. Și când spun vulnerabilitate, cred că fiecare dintre noi putem să ne uităm în jur și să vedem că știm familii pentru care viața este o provocare, pentru care supraviețuirea este o problemă zilnică. Și atunci, așa, această poziție de vulnerabilitate se traduce exact în această nevoie de a găsi soluții care poate să pară. Da, pot părea pentru unii dintre noi care au foarte multe opțiuni în ceea ce privește munca, scuze, și la fel de multe opțiuni, poate, în ceea ce privește plasa de siguranță cu care suntem uh, înconjurați, familie, prieteni, nu știu, colegi de muncă, orice altceva, poate părea absurd, da? Cum, cum putea să-și închipuie că, nu știu, oferta aia de job e adevărată? Mereu, mereu când ne gândim la persoanele vulnerabile, trebuie să avem acest lucru în minte: că, de fapt, nevoile, da, că nevoile zilnice, că presiunea, mai ales în, în ceea ce privește femeile, că presiunea de a pune pe masă cina pentru copii, poate ne da? poate să te împingă la unele soluții de evadare sau de găsire a unei soluții pentru, pentru familia ta. Soluții pe care, repet, unii dintre noi ar putea să le identifice imediat, ca fiind uh, bizare. Un studiu mai, mai vechi pe, pe, pe femeile traficate, pe româncile traficate în Italia, se uita mereu la, exact la legăturile astea de familie, mm. între femeie și restul familiei. Și mai sunt și alte studii uh, antropologice și sociologice, care insistă și mi se pare important asupra rolului femeii în familiile din România. Da? Hmm. Femeia în România duce această povară a asigurării mâncării, asigurării casei și responsabilitatea adesea a familiei extinse. Hmm. Nu, nu doar soțul și copiii sunt în mintea ei, ci adesea bunici, nepoți și orice alte legături pe care tindem câteodată să nu le luăm în considerare. Prin urmare, n-aș vrea foarte mult să, să să lungesc aici explicația, dar cred că repede e important să ne gândim dacă în aceeași situație deciziile noastre lăsând orgoliu personal la o parte da, ar fi fost fundamental diferite. Pentru că suntem tentați să ne gândim mereu că noi am luat cele mai raționale decizii, cele mai înțelepte. Dar, din perspectiva propriei experiențe, care experiență, așa cum spunea și Codruța la început, nu prea e relevantă pentru oamenii exploatați. Pentru că, din fericire, mulți dintre noi avem alte raportări uh, emoționale, alte raportări uh, la, la lumea din jur și la așteptările pe care le avem față de ceea ce urmează să ni se întâmple. Hmm. Legat de vulnerabilități, aș vrea să dau că în fața acestui fenomen, uh, într-adevăr, există anumite categorii care sunt mai vulnerabile, dar toți suntem vulnerabili în fața fenomenului, adică practic uh, tocmai visul unei vieți mai bune pe care îl avem fiecare dintre noi, fie în domeniul familiei, fie în domeniul profesional sau în sfera relațiilor, ne face vulnerabili în fața traficului de, persoane, de persoane și a traficanților care știu să ne exploateze vulnerabilitățile. Și dacă tot așa ne uităm la statistici, persoanele care ajung să fie exploatate, într-adevăr, sunt mai multe din mediile care sunt mai defavorizate, există și condiția de sărăcie, dar asta nu exclude persoanele care știu despre traficul de persoane, care au educație, care au școală, care, care am crede că sunt la un alt nivel și nu ar putea să fie așa de ușor atrase în, în exploatare. Dacă pot să dau un exemplu foarte, foarte rapid tot de la acești prieteni mei din Italia, știu, era vorba despre o studentă la medicină, era în anii superiori, în București, uh, într-adevăr locuia cu bunica, nu locuia cu părinții, deci exista elementul ăsta al copilului orfan, dar era deja adultă, uh, expusă la o grămadă de informații uh, și obișnuia să studieze într-o cafenea din București. Uh, unde s-a prietenit cu barmanul de acolo, Uh, povesteau de vreodată când se vedeau, la un moment dat, când se apropia vara, uh, băiatul respectiv uh, o întreabă dacă n-ar vrea să meargă să lucreze, nu știu, tot ceva pe zona asta de îngrijire de bătrân sau mai știu eu ce, prin Italia. Cum se procedează? I-a dat un pliant cu explicații, cu prezentări, cu date de contact. Uh, fetei ar fi prins foarte bine să strângă niște bănuți ca să facă niște investiții personale, având în vedere că nu aveau neapărat o, o familie care să o susțină. Uh, a sunat, a pus o grămadă de întrebări, a dat de cineva acolo, toate bune și frumoase, s-a pregătit de plecare, a ajuns în Italia, odată a ajuns acolo, i s-au furat toate actele și a fost efectiv trimis în stradă. Și a durat vreo 10 ani până a reușit să scape de acolo. Deci nu e chiar atât de de imposibil și nu trebuie să fi, cred că o altă apropo de etichetare, cred că din start punem eticheta o, oh, sunt oameni sau sunt femei slabe cu duhul, care nu pricep prea multe. Exact, Ceea ce nu e așa? Exact. Și de cele mai multe ori, ca și în cazul pe care l-ai spus tu, traficanții fac parte din cercurile noastre de prieteni. Noi avem imaginea că traficantul este o persoană dubioasă. Mm. Care umblă într-o obicei... mașină neagră. Exact. De obicei, un bărbat foarte dubios, din tot felul de cercuri. Dar trafic... nu aceasta este adevărata fața traficanților. Și dacă tot așa ne uităm la statisticile și pe țara noastră și, și cele internaționale, se poate vedea clar profilul traficanților. Traficantul este o persoană care face parte din cercul restrâns sau cercul mai larg de cunoștințe, care cunoaște bine victima, care o studiază și care acționează în momentul în care uh, victima este cea mai vulnerabilă, persoana este cea mai vulnerabilă sau i-a identificat vulnerabilitățile care pot să fie exploatate în condițiile persoanei despre care ai relatat tu, faptul că își dorea să facă niște investiții la nivel personal și un loc de muncă bine plătit, ar fi fost soluția de care avea nevoie în acel moment. Și traficantul, practic, asta face, îți vinde visul, uh, îți identifică ceea ce tu îți dorești, cum ziceam adeneauri, visul unei vieți mai bune, îți identifică exact ceea ce îți dorești și vine și îți face oferta. Uh, și tu decizi, da, dar doar că trebuie să decizi foarte repede, trebuie să dai un răspuns foarte rapid. Uh, nu, nu este timp să aștepți pentru că dacă nu accepti tu sunt alții care stau la rând și așteaptă și pierzi oportunitatea și atunci chiar și o persoană educată poate să cadă în această capcană a acum a repede oportunitate și uh, nu poți să o las să-mi să scape dintre mâini. De asta noi întotdeauna spunem când facem campanii uh, legate de exploatarea prin muncă, niciun job care, nicio, niciun, da, niciun job care Pare prea frumos ca să fie adevărat, ia-ți un pic de timp și verifică ce e acolo, verifică firma, ce se întâmplă, cine e în spatele lui. Tocmai ca uh, nimeni nu-ți oferă foarte mulți bani fără să trebuiască să muncești cu adevărat uh, pentru ei. Mm -hmm. ce și mai vreau doar să adaug că uh, adesea, oarecum în continuarea poveștii tale, adesea perioada de recrutare poate să fie lungă, nu se întâmplă într-o zi, nu se întâmplă într-o săptămână. Se stătămână. construiește o prietenie acolo, se, se construiește exact, o legătură, o relație, relație. de încredere, așa cum spunea Codruța, cu cineva din, din, din cercul de cunoscuți, dar știm deja și sunt documentate atât în, în rechizitorii, dar și în, în alte cercetări, că sunt perioade de recrutare care durează peste șase luni, care durează peste opt luni, și, acum să fim serioși, fiecare dintre noi avem în viața noastră ă, relații sau ă, avem nu știu, prieteni, cunoștințe, care la un moment dat am fost apropiați și, ă, probabil, ne-a luat mai puțin de, de șase luni să decidem să continuăm sau să nu continuăm o relație, și nu ni se pare că a fost un timp puțin. Deci. Această investiție din partea recrutorului este una absolut considerabilă și materială și emoțională, între ghilimele, și ca timp. Prin urmare, încă o dată, înainte să, să judecăm, uh, trebuie să înțelegem cum, cum se întâmplă recrutarea și, de asemenea, trebuie să înțelegem că de, de foarte, foarte multe ori persoanele care realizează uh, ce s-a întâmplat. Și aici nu este vorba doar de exploatarea sexuală, este vorba și, de exemplu, de exploatarea prin muncă. Uh, realizează acest context al înșelării și își dau seama de, de cum vor fi priviți de restul oamenilor și atunci adesea le vine și mai greu să, să, să încerce, să facă eforturi, să iasă din situația de exploatare gândindu-se ce va urma după, că unii vor judeca și voi considera în toate felurile posibile, de la fraier la orice altceva și așa mai departe. Și atunci, încă o dată, de fiată când ne gândim la oamenii care sunt exploatați din poziții de vulnerabilitate economică, emoțională, de orice altceva ne putem gândi, e, e important să, să, ne uităm așa, cu, cu, aș spune, cu blândețe și să înțelegem contextul în care s-a întâmplat și să cerem, da, și să cerem pe de-o parte, adică să ne implicăm, dar pe de altă, să încercăm să găsim o uh, metodă de susținere a celor vulnerabili, dar pe de altă parte să cerem și statului să-și facă datoria, da? pentru că una dintre felurile în care uh, ne putem implica și scuze dacă n-am avansez, dar sunt sigură că vom reveni, este aceea de a cere statului să-și facă datoria, să-și respecte partea din contractul social. Asta însemnând să ne asigure nouă măcar, nouă cetățenilor tuturor, măcar securitatea și siguranța fizică. Și, și după aceea, cum poate celelalte. să facă asta un cetățean de rând? Cred că fiecare dintre noi trebuie să urmărim cine ne reprezintă și ce cred ei, cei care ne reprezintă mai larg și mai filosofic, dacă vreți, despre rolul statului, dar și cum, cum se uită la lucruri, de exemplu, mult mai uh, ordinare. Ce politici propun pentru, nu știu, să se asigure că nu renunță copiii la școală, că nu se retrag din educație, abandonul școlar este o problemă în România, în continuare. Avem undeva și aici statisticile nu neapărat sunt foarte uh, decise, ca să spun așa, dar știm că avem undeva la 600 de mii de tineri care nu mai sunt școlarizat, dar nici nu lucrează. Nu prea știm unde sunt și ce fac, dar știm că nu au terminat studiile. Da? Și exemplele din acestea ar putea continua. Suntem în continuare una dintre, una dintre țările fruntașe la renunțarea la educație. Ar trebui să ne pună puțin pe gânduri. Da? Suntem în continuare țara în care judecători în, din instanțe de judecată decid că o fetiță da? Da? A put, avea consimțământ atunci când a fost exploatată sexual. Sunt multe lucruri pe care le putem, pe care putem odată, să, să, despre care putem să vorbim cu onestitate. În al doilea rând, pe care trebuie să încercăm să le îndreptăm, prin, prin a insista asupra unor legi mai bune, care legi după aceea să fie și implementate. Pentru că legile bune, dacă doar stau acolo, undeva, într-un for în alt nu au nicio relevanță. Și atunci, repet, trebuie să ne asigurăm că ne facem partea asta de datorie de cetățean. Cerând mereu legi mai bune care să fie implementate și oameni care să-și facă datoria în serviciu public. Asta e un lucru practic pe care îl putem face. Timpul nostru se scurge foarte <laughs> repede <coughs> și aș vrea un pic să migrăm înspre. poate ne puteți ajuta cu care sunt câteva. sau nu, hai să reformez. Cum putem identifica în jurul nostru persoane exploatate? Uh, pentru că cred că este e un exercițiu bun, un, o echipare bună pentru noi acum, um, ca să știm la ce, la ce ar trebui să fim atente. Ca să, măcar, pasul ăsta putem să-l facem. Atunci când interacționăm cu cineva, când cunoaștem pe cineva, când suntem în tot felul de grupuri, de contexte, cum, cum putem identifica? Care sunt câteva, nu știu, o să iau câteva, O să iau câteva contexte specifice. Uh, dacă ne uităm uh, la școală, da? Un profesor cum poate să-și dea seama că în clasă sau în grupul de tineri este o problemă? Uh, un profesor își cunoaște, își cunoaște elevii și poate să vadă uh, cei care au vulnerabilități în spate, care, au, uh, care, au, care provin din familii uh, uh, poate uh, uh, în care sunt dificultăți materiale pot să observe dacă vine un copil neîngrijit la școală, dacă nu mai este implicat cum era implicat înainte, dacă nu mai este atent, dacă începe să aibă tot felul de reacții în ceea ce privește relația cu colegii, adică poate să devină bătăuș sau are tot felul de scăpări care înainte nu le avea și atunci un profesor poate să-ți dea seama că acolo se întâmplă ceva și poate să, să vadă, poate să-l susțină, poate să-l ajute, pentru că acel copil s-ar putea să fie un caz vulnerabil atunci când întâlnește cine pe cineva pe internet care să-l asculte, care să-i fie aproape sau poate copilul respectiv exploatat prin muncă și în alte gospodării, în alte... În alte, în alte, în alte în alte împrejurări și atunci e normal că atunci când vine la școală răbufnește sau vine neîngrijit sau vine prost îmbrăcat sau nemâncat sau slăbit. însă anumite semne la care te poți uita, niciodată nu-ți prezente toate, dar poți să mergi lângă persoana respectivă și să vezi care e de fapt problema, ce se întâmplă și așa cum zicea Madalina, să acționezi cu blândețe, să încerci să înțelegi și să-l faci oarecum mai puțin vulnerabil Efectiv pentru a fi recrutat în ceea ce înseamnă traficul de persoane. Și dacă, de exemplu, sunt cazuri în care un copil este exploatat, cazul trebuie referit autorităților. Nu trebuie să plască, se termină se sezonul și își termină munca și atunci o să revină la școală. Deci, cazurile trebuie mers cu ele spre autoritățile competente, astfel încât. Uh, să nu se întâmple efectiv exploatarea și e mult mai ușor să prevenim decât după aceea să, să îngrijim. Uh, sunt și, alte, sunt și alte domenii, de exemplu, într-un salon de cosmetică, dacă vine o fată care trebuie să se aranjeze și însoțită de cineva și uh, cosmeticiana aș dă seama că are un tatuaj cu nume dubios sau cu o serie sau are vânătăi pe corp, are tot felul de semnalmente, nu poate să vorbească, nu poate să aibă contact, același ca și poate să fie și la un medic. Mm. Atunci în cazuri în care îți dai seama că ceva se întâmplă și prin întrebări sau prin a fi aproape de persoana respectivă, poți să încerci să-ți dai seama care e situația și să știi cum să reacționezi în situații de genul ăsta, să nu ai după ce aș și putut să fac ceva și, uh, și nu am făcut-o. Asta sunt doar câteva exemple așa poate modelna vine și cu altele. Mă, mă uit la ceas, iartă-mă <laughs> cât mă uit la ceas și îmi dau seama că timpul trece foarte repede și aș vrea să exploatăm mai mult discuția asta, dar nu avem timpul necesar eu aș vrea foarte scurs, Da, aș vrea <laughs> foarte scurt să adaug ceva pentru că mi se pare important să trăim niște timpuri complicate. Această criză sanitară a făcut ca problema exploatării să se complice și mai tare, stăm foarte mult în casă, suntem tot mai despărțiți unii de ceilalți și cu atât mai mult este important, fără să fim neapărat să avem profesii care ar putea să fie mai expuse în a interacționa cu potențiale victime. Cu atât, cu atât mai mult este mai important dacă, nu știu, avem copii care uh, interacționează cu alți copii să întrebăm despre prietenii lor, să ne dăm seama dacă există diferențe în felul în care se îmbracă și dintr-o dată, da, poate să fie în foarte bine, da, deci nu neapărat în foarte rău, rău. da, poate dintr-o dată să ai un copil care apare cu nu știu, un telefon foarte scump și știi că de fapt, adică, -n poate n-ar putea să, nu neapărat ar fi, să spunem, o explicație destul de ușoară. Deci, repet, cu atât mai mult ceea ce făceam înainte este important pentru că, tot așa, există tot mai multă cercetare care ne arată, este și un raport al Națiunilor Unite, care ne arată că în perioada de pandemie exploatarea pentru, uh, pentru serviciile de video chat, deci în case private, a Mai ales a copiilor, a urcat extrem, extrem de mult. Și din confortul propriei case, de multe ori oh, da. nu-ți dai seama că ești în pericol sau că, ar fi, că se întâmplă ceva. Și aici musai, apropo de vorba asta ardenească, musai trebuie să vă întoarceți, că aceea este o altă discuție foarte importantă și doar foarte scurt menționez. Gândiți-vă la cât de agresivă este publicitatea pentru studiourile de videocet. Dacă, ni, dacă și e atât de subtilă, pentru că nici nu-ți dai seama inițial despre ce e vorba, decât până ajungi acolo. Dar asta e o discuție pe data viitoare. Aș vrea să încheiem conversația noastră cu câte un gând scurt, încurajator um, legat de... Ați folosit un, un cuvânt am în două blândețe și întrebarea mea pe final este cum putem noi să ajutăm sau să contribuim, pentru că cred că este un efort comunitar la și aici, un alt cuvânt cheie, la restaurarea victimelor care se întorc. Un gând scurt că nu avem foarte mult timp. Eu cred foarte mult în solidaritate și în rețele de solidaritate. De fiecare dată când vedem o persoană vulnerabilă, care nu a fost exploatată, dar care sunt șanse să fie, trebuie să ne asigurăm că nu e singură, să construim rețele în jurul, în jurul persoanelor vulnerabile, a familiilor vulnerabile, iar în, ceea ce privește, iar în ceea ce privește victimele traficului de ființe umane, să fim cel puțin la fel de răbdători în ceea ce privește recuperarea și restaurarea lor, cum suntem cu noi înșine. Mm -hmm. Excelent. Eu mă gândesc la responsabilitate. Suntem primii responsabili de noi înșine și după aceea și de cei din jurul nostru. Și atunci să ne găsim propriile metode prin care să știm că suntem în siguranță, să ne creăm niște, niște ritualuri, niște procese prin care să trecem atunci când avem oportunitatea unui job nou, oportunitatea de a merge în străinătate să întâlnim pe cineva, să ne creăm parole de siguranță, să memorăm numere de telefon, să știm lucrurile uh, basic pe care le putem face ca să, ști, ca să fim oarecum, uh, să ne protejăm, să fim în siguranță, să fim responsabili în primul rând pentru noi. Și în, acel, și în al doilea uh, rând să fim responsabili pentru ceilalți, noi cei care uh, știm despre ce înseamnă traficul de persoane care am avut ocazia să uh, avem contact cu ceea ce înseamnă fenomenul ăsta, cu amploarea fenomenului, să devenim oarecum uh, implicați și să nu stăm deoparte, să facem ceva atât la nivel uh, personal, cât și ca și comunitate. Și sunt foarte multe lucruri pe care orice persoană poate să le facă ca să stopeze puțin din acest fenomen. Și eu aș adăuga un ultim gând, care s-ar putea în urechile multora să sune clișeic, dar cred că trebuie să lucrăm un pic la ce înțelegem noi ca fiind valoarea umană a celuilalt. Um, și, cum am spus, s-ar putea să sune clișeic în urechile unora, dar cred că dacă ne gândim la faptul că scripturile ne spun asta că omul a fost creat după chipul și asemnarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că fiecare dintre noi avem amprenta aceea dumnezeirii în noi și dacă Dumnezeu nu privează pe nimeni de dragostea lui, de ce am priva noi pe cineva de dragostea lui Dumnezeu exprimată tot prin oameni și dacă ne gândim că noi putem să ne aducem contribuție astfel și cu acea blândețe, cu acea înțelegere, cu acea dragoste, să ajutăm oamenii ăștia care s-ar putea să fie în comunitățile noastre și să creăm acele rețele de solidaritate, de ajutorare, Cred că am putea să facem diferența, și mereu când mă gândesc la treaba asta, îmi vine în gând um, tehnica aceea de reparare, tehnica japoneză de reparare a vaselor de ceramică sparte, care se face cu o pudră de aur și care, după ce au fost reparate acele vase, sunt mult mai de valoare, de fapt, decât au fost înainte. Ei, dacă ne gândim în termenii ăștia, cum am putea noi să contribuim la restaurarea unei persoane care a fost exploatată? valoarea acelei persoane cu ghirimele de rigoare va crește pentru că se va restaura și când ne dăm seama că putem să fim parte din ceva mult mai mare, apropo de responsabilizare, cred că ar trebui să plecăm cu gândul acesta de responsabilizării. Vă mulțumesc din toată inima mea că ați fost aici. Mulțumesc pentru discuția asta importantă. Mulțumim și noi de invitație. A, cum am spus, am simțit foarte siguranță să suport cu voi și apreciez din toată inima implicarea voastră și efortul vostru și sacrificiul vostru în viața de zi cu zi și Aș vrea să fac mențiunea asta, poate că ne urmăriți și poate că aveți persoane care știți că sunt în pericol sau poate voi înși v-ați trecut printr-o traumă de felul ăsta. Cred că pot să îndresnesc să spun că vom pune o adresă de e-mail afișată pe ecran a fundației voastre, organizației voastre, eliberare. Puteți să îi căutați și în online, eliberare, simplu, îi veți găsi și în social media și uh, să pot îndrepta înspre voi ca să ceară ajutor uh, specializat. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit, că ați petrecut timpul ăsta cu noi și dacă vă doresc ceva pe final de această emisiune este să aveți mult curaj în binele pe care știți că trebuie să-l faceți. Uh, vă mulțumim tare mult și ne vedem săptămâna viitoare.